În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi. Iubiți credincioși, așa a început Dumnezeu să facă lumea. Dar lumea n-a putut să fie făcută într-o singură zi. De aici trebuie și noi să învățăm că nu într-o singură zi putem să le facem pe toate. Nu trebuie să intrăm în panică dacă până la sfârșitul unei zile n-am reușit să încheiem tot. Astăzi este prima zi din săptămâna patimilor. O săptămână care vine după o intrare triumfală și după o bucurie foarte mare pe care am trăit-o ieri în Duminica Florilor. Este o săptămână care vine să ne învețe pe noi multe. Și anume, în primul rând, de ieri și până astăzi, trebuie să învățăm un lucru foarte, foarte important, și anume acela că nu trebuie să ne punem nădejdea în om. De altminteri, Sfântul proroc Ieremia spune: blestemat este cel ce își pune încrederea în oameni. Dacă Mântuitorul și-ar fi pus încrederea în cei care ieri îl înconjurau cu osanale, de bună seamă că ar fi fost mâhnit. Dar Mântuitorul nu este mâhnit nici astăzi, nu este mâhnit nici atunci când va fi răstignit, ci este cu o datorie împlinită. De aceea am îndrăznit întotdeauna să spun că eu personal pe Hristos nu-L văd mâhnit. Ar fi fost mâhnit dacă și-ar fi pus încrederea în oameni și aceea l-ar fi dezamăgit. Atunci, cu siguranță, ar fi fost mâhnit. Așa trebuie să învățăm și noi. Dacă noi ne punem încrederea în oameni, adică dacă noi avem așteptări de la oameni, vom fi dezamăgiți mai devreme sau mai târziu. Oamenii care ne înconjoară vin cu neputințele lor, dar le ascund în spatele unei superficiale aparențe. Spuneam și altădată, cine însă nu are așteptări, nu va fi dezamăgit niciodată. Dacă vom învăța măcar lucrul acesta în seara aceasta, va fi minunat. Dar să vedem mai departe despre ce superficialitate vorbește Mântuitorul. Se adresează atât de dur fariseilor și cărturarilor pe care îi numește fățarnici și îi vaietă de 23 de ori în Evanghelia după Matei, îi vaietă pentru superficialitatea lor, dar să știți că toate acele vaiete nu sunt numai pentru acei farisei și cărturari fățarnici, ci sunt pur și simplu pentru noi. Pentru noi care până acum chipurile am postit, care chipurile până acum ne-am pregătit pentru sărbătoare și Mântuitorul ne spune că nici de cum nu suntem pregătiți. Pe cum să fim pregătiți? Noi suntem fariseii și cărturarii fățarnici care am învățat, care am primit de la societate tot ceea ce credem că a fost mai șlefuit și mai frumos, am început să facem ucenici și am început încet, încet, fără să ne dăm seama, să ne mulțumim cu noi înșiși. Noi înșine, însă vreau să vă spun ceva. Nu asta vrea Mântuitorul de la noi, să fim mulțumiți de noi, ci vrea să sape mai la adânc. Și anume, să o luăm de la capăt. Vai vouă, spune fățarnicilor și cărturarilor fățarnici, de ce mă ispitiți? Pentru că i-au adus în față o problemă care poate să fie și problema zilelor noastre, chiar o problemă de astăzi. L-au întrebat cu Mântuitorul fariseii, ca să-l prindă în cuvânt, se cuvine, învățătorule, să plătim dajdia? Imaginați-vă că cineva poate să întrebe pe un duhovnic: părinte, acum suntem în săptămâna patimilor, se cuvine să mă mai duc pe la serviciu? Cam așa s-ar traduce. N-am avea cum să răspundem cu autoritate dacă nu ne-am uitat mai departe cum a răspuns Mântuitorul. Și a spus fățarnicilor: pentru ce mă ispitiți?
Adică răspunsul este la voi. Și hai să vi-l arăt, poate nu vreți să-l arate, să-l știe toată lumea. Aduceți-mi banul dajdiei. Și când i s-a adus banul, a întrebat, al cărui chip este pe ban și inscripția de pe el? Și a spus, ale cezarului. Atunci dați cezarului cele ce sunt ale cezarului. Fraților, eu ca duhovnic, pe cel care m-ar întreba, părinte, se cade să mă duc la serviciu în săptămâna aceasta așa de importantă pentru toată creștinătatea, numai pentru ortodoxie? Și a spune, de ce mă ispitești, fățarnicule? Adu-mă aici afișa postului, să văd eu dacă scrie pe ea că la sărbătorile religioase tu trebuie să stai acasă sau să contempli și așa mai departe. Scrie acolo că trebuie să te duci de la 8 la 16, mergi de la 8 la 16, ai liturghia ta. Nu te uita în ogradă la liturghia mea, care este aici în biserică. De aceea și altă dată v-am mai spus, fiecare om își are înaintea lui Dumnezeu liturghia lui. Ce frumos ar fi ca toată săptămâna fiecare dintre noi să-și facă liturghia lui fără să dea mărunt din buze, fără să creadă că îi se încurcă oarecum programul de rugăciune, pentru că la sfârșit, toți trăgând linie, suntem așteptați de Hristos la fel. Adică și pe mine, ca preot, să-mi respect fișa postului, ca să spun așa, și pe cei care vin și se strecoară într-un fel sau într-altul, dacă se poate, unii, o să vedeți, o să venim în seara aceasta, alții vor veni în seara de mâine, poate că mai sunt în căture 24 cu 48, 12 cu 24, 12 cu 72, dar fiecare să-și respecte fișa postului, care este nimic mai mult și nimic mai puțin decât banul dajdiei. Trăim într-o societate și trebuie să fim foarte atenți cu acest ban al dajdiei. Dacă ar scrie pe el pe ban să-l dăm aproape lui, am dat și aproape lui. Bineînțeles că trebuie să dăm și aproape lui. Dar pe el, în primul rând, trebuie să respectăm ce efigie are. Iubiți credincioși, să mergem mai departe. Și anume ne spune Mântuitorul, ne trezește ca dintr-un somn de vreo 6 săptămâni, așa, în care noi am crezut că dacă postim, restul se duce de la sine, și ne spune, voi, cărora vă place să ieșiți în ulițe și să vă rugați și să stați în locurile cele din tâi la mese și să vă zică rabii, rabii, adică, o, colegul ăsta nostru este postitor. Ia zi, putărică. Acum să știți că e foarte bine cum se mai vorbește în medii. Dacă cineva este surprins că e mai postitor și una și alta, începe cuvioase, ia zi cuvioase cum se face. Peiorativul merge până în măduva oaselor. Sau câte o soră mai evlavioasă. Ia să vedem soră cutare. Ce mâncăm noi în data de cutare și de cutare? Îi se cer sfaturi. Și dacă nu este atent fratele sau sora, intră așa într-un penibil ce nu se poate descrie în ziua de astăzi, că e zi de post. Poate altă dată o să vă povestesc unde se poate ajunge. Trebuie să fim foarte atenți. Să nu ne lungim filacteriile, așa cum zice Mântuitorul, adică să nu ne lungim mai mult decât ne este plapuma, zice românul. Frate, dacă postesc între ale mele, nu mă apuc eu să fiu sfătuitorul unora care mă întreabă, de exemplu, la un club, cum facem cu programul de deni. Nu, tată, nu pot să răspunzi la întrebări care nu își au rostul. Ele sunt întrebări, probabil, care să demonstreze faptul că cineva se crede mai subtil decât altul și așa mai departe. Nu, dar mergând mai departe, Mântuitorul îi avertizează pe farisei și pe cărturari pe care îi numește clar fățarnici și le spune despre modul în care ei fac ucenici. Zice, alergați până la marginile pământului ca să faceți ucenic și când l-ați dobândit, îl faceți fiu al ghienei. Adică, zicem noi, fie la ei acolo ce noi facem ucenici. Păi cum să nu facem, băi, fraților, ucenici? Nu alergăm noi după virtute
ca să o prindem cu noi, bă, și când am prins virtutea aia, o șlefuim, o alergăm de nici, nici virtutea aia nu mai știe dacă într-adevăr este virtute sau nu. Adică virtutea aia devine un fel de aftershave și vrem să mirosim a virtutea aceea până departe, să știe toată lumea că suntem împodobiți cu așa virtute. Mă rog, vorbeți despre mine, dacă nu vă simțiți și dumneavoastră în asentimentul meu. Trebuie să știm că Mântuitorul, atunci când s-a adresat fariseilor fățarnici, nu s-a adresat unui număr de oameni, ci unui infinit de oameni care avea să trăiască pe fața pământului în timpuri diferite. Noi suntem acum cei cărora Mântuitorul îi se adresează așa. Și o să spuneți, da, ia uite, dintr-un oraș întreg, noi suntem aici una peste alta, vă 60-70. Dar îi las ce-or fi, păi, dar ce, treaba noastră este să ne gândim cei cu ceilalți, treaba noastră să fim cu noi. Pentru că și farisei ziceau, mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți. Și începea să-și șlefuiască lui în oglindă, oglindă, oglinjoară, cine-i mai postitor din țară și așa mai departe. Postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din mărar și din chimen. Adică și noi, prin faptul că am postit până acum, am dat zeciuială din mărar și din chimen. Adică, vezi, Doamne, ne-am ferit să mâncăm cu ulei, ne-am ferit să una alta și acum când ne zice Mântuitorul că suntem ceea ce suntem de fapt, ne arată oglinda ce nu, asta nu-i pentru noi. Iubiți credincioși, să știți că ne așteaptă o săptămână în care, dacă nu ne șlefuim, riscăm să rămânem de ocară și pentru la anul. Și iar să vină Mântuitorul să spună, fariseule, nici anul ăsta nu ți-a ieșit, vezi ce faci. Poate ne va da Dumnezeu în bunătatea Lui și cu siguranță se va milostivi de noi să ne mai lase măcar săptămâna aceasta să ne pocăim. Și despre părintele acela care era foarte, foarte tulburat în ceasul morții, dar mai tulburați erau frații de lângă el, că știau că este unul dintre frații lor cel mai smerit și cel mai încuviințat de faptul că trebuia să aștepte după sfârșitul care îi se apropia evident zile frumoase în Împărăția lui Dumnezeu. Și când l-au văzut că el așa de tulbure, au intrat ei în panică și a zis, frate, nu te supăra, dar noi te știm că ai făcut numai lucruri frumoase. Acum, de ce te tulburi? E ce știu eu, le-am făcut totuși după mintea mea. Cine știe cum le-a primit Dumnezeu? Vedeți că nu vreau să vă induc cu o stare de nesiguranță, vreau să vă induc o stare de veghe, o stare care să ne dea voie ca la sfârșitul postului acestuia și la sfârșitul săptămânii acesteia, când suntem chemați, veniți, deprimiți lumină, să avem în ce primi lumină, nu atunci să dăm dâncoate, să vedem dacă avem candelă, dacă ne ajunge fitilul sau somnul și așa mai departe. Trebuie să fim pregătiți și pregătirea nu se face de la o zi la alta. Vedeți, măcar 7 zile astea care mai sunt înaintea noastră să ne fie nouă spre a ne pregăti frumos. Iubiți credincioși, este o săptămână atât de frumoasă înaintea noastră încât nu cred că mai este cazul să ne mai întrebăm ce mâncăm. Să știți că dacă ne vom lua cu mintea spre altceva, nici nu ne vom mai aduce aminte când sau cum sau cu ce am mâncat ultima dată. Este o realitate că omului nu-i trebuie decât foarte puține. Acele puține însă trebuie trăite la maximum. Zice Sfântul Apostol Pavel, ori de mâncați, ori de beți, spre slava lui Dumnezeu să o faceți. Adică nu neapărat să stăm cu ochii la cer spre slava lui Dumnezeu. Nu, slava lui Dumnezeu este slava faptelor noastre. Este înclinația noastră de a face bine, de a nu ne mai tângui ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, cum ne-a avertizat Mântuitorul, ci pur și simplu de a ne uita în noi înșine și ne dea seama că avem de toate. Din acele de toate trebuie să folosim câte puțin. Iată că am avut un timp la dispoziție de care ne-am văietat și poate ne vom mai văieta până la sfârșitul veacurilor. Dar din acel timp am luat și o jumătate de oră pentru slujba aceasta. Vedeți cât de important este? Și de acum înainte să știm că timpul, de fapt, este aliatul nostru, nu este dușmanul nostru. Ne văietăm degeaba când avem timp. Noi batjocorim timpul
cu gânduri pe care nu le putem urmări. Numai le alergăm, dar nu le vom putea urmări niciodată. Dacă ne vom opri din această goană, cu siguranță că timpul va avea cu totul și cu totul alte valențe pentru noi. Iubiți credincioși, ne-a dat Dumnezeu de toate. În primul rând, ne-a dat timp și, cum zicea Părintele Arsenie, dacă ar fi să definesc viața unui sfânt, aș spune, a trăit un timp, un timp frumos. Acest timp trebuie să-l trăim și noi și, cu ajutorul lui Dumnezeu, după această seară vor urma celelalte și încet, încet ne vom da seama că timpul este un dar, ci nu o povară. Așa să ne ajute Dumnezeu să înțelegem.